Și în capital a fost o noapte neagră pe șosele. Un motociclist a ajuns la spital după ce a intrat într-o mașină care încerca să întoarcă. Într-un alt accident, două mașini s-au ciocnit frontal. Trei persoane au ajuns la spital. Un polițist a fost lovit cu o rangă de un șofer care se afla sub influența băuturilor alcoolice. S-a întâmplat în comuna Muntenii de Jos din județul Vaslui. Mai multe informații are de la Iași colega noastră Steliana Orășanu. Bună ziua, Steliana, spune-ne cum s-a întâmplat totul. Steliana, îți mulțumim pentru informații. O alunecare gravă de teren a distrus parțial drumul 73D din județul Argeș. Gropile din carosabil au o adâncime de 40-50 de centimetri și în unele zone de un metru, astfel că nu se mai poate intra în localitatea Boteni dinspre câmpul Mușcel. Și în localitatea Cugir din județul Alba, mai multe străzi și gospodării au fost inundate aseară după ploaie torențială care a blocat sistemele de canalizare. Poliția rutieră propune parchetului clasarea dosarului penal deschis recent șoferului cu numere anti-PSD. Plăcuțele cu numerele obscene vor fi trimise în Suedia, iar autoturismul va putea circula doar cu numerele permanente. Vlad Ungar are detalii despre această situație. Vlad, bună ziua! Bună. Vlad, îți mulțumim! În stațiunea Băile Tușna, Durși au devenit o adevărată sperietoare pentru localnici. Doar luna trecută, două persoane au fost atacate de animale în plină zi. Ultima ispravă însă i-a îngrozit. Un urs a intrat în sediul Centrului pentru Protecția Copilului, unde sunt peste 50 de minori. Animalul a fugit abia după ce au intervenit jandarmii. Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională în ceea ce privește concediul premierului. Șeful statului cere soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională. Motivul invocat este faptul că premierul și-a luat concediu, delegându-i atribuțiile vicepremierului Paul Stănescu. Colega mea, Ramona Avramescu, vine cu toate explicațiile. Ramona, bună ziua! Îți mulțumim. Ar fi un semn fatal dacă o reformă a justiției ar servi pentru a proteja anumite persoane de investigațiile penale, a declarat ministrul justiției al landului Baden-Württemberg, Guido Wolf, în această dimineață, înainte de întâlnirea cu ministrul român al justiției, Tudorel Toader. Ministrul german a declarat că vrea să discute cu Tudorel Toader și despre demiterea șefei DNA și modificările la legile justiției. Tudorel Toader a spus că i-a explicat ministrului german că legile justiției nu se referă la infracțiuni, iar codurile penale nu au fost încă adoptate. Start în forță la Antold, cel mai așteptat festival al verii. 10.000 de oameni s-au distrat până în zor pe Cluj Arena. Festivalul a fost deschis cu un foc de artificii și jocuri de lasere. În cele 4 zile ale festivalului vor urca pe scenele amplasate în Cluj Arena și în zonele din apropiere, inclusiv în Parcul Central din Cluj-Napoca, 250 de artiști. Timp ce focarele de pestă porcină africană se înmulțesc exploziv, iar autoritățile sacrifică 10.000 de porci, pe internet se vând fără opreliști mistreți. Comercianții garantează că animalele sunt crescute în gospodăriile lor, ba chiar îi învață pe cumpărător cum să ocolească legea. Între timp, responsabilii în domenii au decis măsuri extreme la frontierele de est, vest și nord ale țării, mistreții vor fi împușcați. Vine weekendul și este sezonul vacanțelor. Este vreme de plajă, ne spune chiar acum colega mea, Cristina Soare. Cristina, bună ziua! Ia să auzim, este? Bun! Cristina, îți mulțumim! Alertă de caniculă în mai multe țări europene. Mercurul din termometre depășește 40 de grade Celsius în Spania, Portugalia și Franța. Se schimbă și geografia din cauza căldurii. În Suedia, spre exemplu, cel mai înalt vârf muntos și-a pierdut acest statut. Imagini spectaculoase cu furtuna de nisip apărută din senin în orașul american. Costin, îți mulțumim! Seara de gală a Cerbului de Aur va rămâne una memorabilă pentru fanii festivalului. Celebra Nicole Scherzinger, liderul trupei Pussycat Dolls, va cânta pe scena din Piața Sfatului. Colega mea, Laura Fronoiu, ne oferă mai multe detalii. Laura, bună ziua! Bună ziua! Mulțumim! În final vă reamintesc știrea momentului. Poliția rutieră propune parchetului clasarea dosarului penal deschis recent șoferului cu numere anti-PSD. Plăcuțele cu numerele obscene vor fi trimise în Suedia. Șoferul poate circula în continuare cu numerele originale. Mai multe detalii găsiți pe știrile tvr.ro. Telejurnalul a ajuns la final. Rămâneți pe TVR2. De la ora 14 începe Cultura Minorităților, iar de la ora 14.40 Vara Amintirilor. Nu uitați, aveți oricum la dispoziție site-ul știrile tvr.ro, iar dacă aveți informații care ne-ar putea ajuta, ni le puteți trimite pe numărul de WhatsApp. Noi ne revedem luni la aceeași oră. Sunt Teodora Antonescu. Să aveți un weekend cu liniște în suflet.